Să stăm cu bucurie înaintea Domnului, cu încredere și din toată inima ori de câte ori avem ocazia să lăudăm numele Lui. Amin. În această seară să ne cercetăm din nou în lumina Scripturilor la o altă lecție din ciclul Alternative. Înșelat sau înșelător? A fi înșelat înseamnă a fi păgubit, nedreptățit, trădat în diferite domenii ale vieții. Înșelătoria este un păcat complex. Nu este stipulat direct în cele 10 porunci. Dar înșelătoria poate să fie furt, poate să fie minciună, sau, de ce nu, înșelătoria poate să fie folosită și în cazul crimei sau altor stări vinovate. Deci, haideți să cercetăm mai îndeaproape asemenea stări, pentru a putea fi evitate. Dumnezeu a poruncit prin lege, citim din Cartea Levitic, capitolul 19, în mod concret referitor la înșelăciune, cum spuneam, chiar dacă nu apare în cele 10 porunci, în mod direct, Levitic 19 cu versetul 11. Să nu furați și să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții. Citim și din Cartea Proverbelor câteva versete. Capitolul 24, versetul 28. Tot pentru a vedea că înșelătoria are o arie largă de manifestare. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșel cu buzele tale? Și tot din Proverbe citim capitolul 26, versetul 18 și 19, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucegătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Dar, dacă n-ar fi fost observat, rămânea înșelătoria. Să adăugăm și un cuvânt din 1 Petru capitolul 3, asta pentru a avea de la început imaginea și dorința de a putea elimina definitiv și deplin acest păcat din viețile noastre. 1 Petru 3 cu 10. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Doamne, ajută-ne! Pe lângă a ne înșela unii pe alții, există și trista posibilitate ca omul să se înșele singur. Asta se întâmplă în mod deosebit în plan spiritual, prin păcat. Iată ce citim în Iacov capitolul 1, de la versetul 16, cuvinte care apar imediat după referiri la ispită. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Și citim de la versetul 22 în continuare, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Deci dacă cineva a vrut să-ți facă un rău, nu ți-a dat de înțeles asta. Dar dacă ai fost avertizat și n-ai fost atent, sau dacă ești efectiv singur într-o anumită activitate și nu bași seama, te poți înșela singur, dar, cum spuneam, cel mai grav este să ne înșelăm spiritual. Și scrie mai departe că dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privilegia desăvârșită care este regea slobozenii și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Doamne, păzește-ne! Și tot în ideea aceasta dau un cuvânt din Evrei capitolul 3, este epistola vecină cu Iacov, 3 cu 13, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice.
astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. După aceste noțiuni introductive, haideți să intrăm și să privim separat ce înseamnă a fi înșelat și ce înseamnă a fi înșelător, cu exemplele necesare din Sfintele Scripturi. Sunt diferite situații în care am fost sau putem să fim înșelați. Mărturii mincinoase, practici economice înșelătoare, înșelăciune cu ocazia unei căsătorii. Să citim tot din Iacov, că suntem pe aproape, capitolul 5, de la versetul 4. Aici e o înșelătorie care se practică în relația patroni-angajați. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări, v-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit și observați finalul versetului, care nu vi se împotrivea. Adică sunt oameni care sunt conștienți că sunt înșelați, dar acceptă această realitate pentru că cei care înșeală sunt mai puternici. Sunt multe situații când în plan economic apare înșelăciunea. Mi-am amintit de un caz petrecut în urmă câțiva ani, când niște frați au fost duși în eroare că vor fi duși la muncă în Germania. Au fost și de aici. Pare mi s-a fost un grup de vreo 20 sau 30 de bărbați. Li s-a promis un salar bun. Au fost dus cazași la un hotel, se făcuse plata pe o noapte și binefăcătorul a dispărut odată și pentru totdeauna. Nu știu dacă l-a mai găsit poliția. Și frații noștri au trebuit fiecare să-și caute cunoștințe și posibilități de a se întoarce în țară dacă nu au avut altă cunoștință acolo, dar au rămas de pagubă de banii aceia dați. Pentru că era o lucrare de înșelăciune și ca asta au fost multe altele în țară. Să ne întoarcem din nou la cartea Proverbele, tot pentru a observa situații în care putem să fim înșelați. Proverbe, capitolul 14, versetul 25. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Te poți trezi cu un martor mincinos. Sau ce ar fi mai grav, Proverbe, capitolul 31, versetul 30. Desmierdările sunt înșelătoare. Câți tineri, băieți sau fete n-au fost seduși cu desmierdări? Și frumusețea este deșartă. Și înșelăciunea, zic că aceasta legată de căsătorie e mai mare decât oricare altă înșelăciune legată de probleme economice. Să vedem cum ar trebui să reacționăm dacă suntem înșelați. Pentru că pot să fie astfel de situații. Mai întâi, în cazul constatării în prealabil. Asta e situația fericită în care poate se mai poate evita ceva. Sau dacă suntem prea slabi ca să mai putem să facem ceva, mă refer în plan social, că alții au putere sau economic, putem să apelăm la Dumnezeu cu rugăciune. Doamne, scapă-ne! Uite, o persoană, o societate și așa mai departe, vrea să mă înșele. În Psalmul 55 este prezentată o rugăciune a unuia care era conștient, vorba de David, că vor să-l înșele. Citim de la versetul 6. Eu zic, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva odihnă. Da, aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustie. Aș fugi în grabă la un adăpost de vântul acesta năprasnic și de furtuna aceasta. Versetul 10. Zi și noapte ei dau ocol pe ziduri, nelegiuirea și răutatea sunt în sânul ei, răutatea este în mijlocul ei și vicleșugul și înșelătoria nu lipsesc din piețele ei. Te duci la piață să cumperi ceva. Normal să te rogi, Doamne,
Ajută-mă ca să nu fiu înșelat. Știți cum e la români, fie că vinde omul vaca, fie țăranul, fie că orășanul mașina sau așa mai departe. Sunt destui care vor să înșele. Deci să fim atenți și să ne rugăm, Doamne, dacă se poate, scapă-ne. Tot din psalm citim psalmul 120, versetul 1 și 2. Aici este tot o rugăciune, care este bine să o spunem cu anumită regularitate. S-ar putea să vină doar un comerciant ambulant pe stradă cu niște mări, fără neapărat e o valoare mare, dar te poate păcăli. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Doamne, scapă în sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Amin. Altă situație. Când constatăm înșelarea în timpul procesului ei. De exemplu, avem de-a face cu cineva care ne aduce marfă. Am văzut odată, am văzut de două ori că nu este serios. Și putem să avem un contract de aprovizionare sau alte relații. Dacă nu e prea târziu, să intervenim. Sau dacă, într-o relație de prietenie, în perspectiva căsătoriei. Sau un taximetrist care vrea să colinde orașul cu tine. Dacă se constată pe parcursul înșelării, vezi dacă poți face ceva. Pentru că sunt situații în care nu se mai poate. Deși constați că ești înșelat. Vă amintiți de Ioab care a luat pe Abner deoparte în curte și pe Amasa l-a întrebat de sănătate în timp ce le-a înfipt sabia în pântece? Ce puteau să mai facă? Dar sunt situații în care mai putem să facem ceva. De aceea să fim atenți la relațiile noastre. În 1 Corinteni 15, versetul 33, este scris, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. O prietenie rea, vezi că te duce la rău, oprește-te. Nu trebuie să fim suspicioși, dar nici indiferenți, pentru că trăim într-o lume plină de înșelătorii. Am cunoscut o situație pe care o consider o înșelătorie urâtă. Când o fată nu și-a păstrat fecioria și în înțelegere cu părinții care aveau cunoștință de acel păcat, s-a programat nunta în așa fel, înțelegeți ce spun, în acea perioadă a lunii, ca mirile să nu observe că ea nu este fecioară. Mă întreb, ce încredere poate să aibă mirile, viitorul soț, în acea fată? Sau de ce va mai fi în stare pe parcurs? O a treia situație. Când constatăm înșelăciunea mea după ce s-a produs. Aici încercăm dacă se mai poate corecta ceva, să evaluăm urmările. Citim pentru asta din cartea Exodul, capitolul 22, o reglementare din lege. Versetul 9. În orice pricină de înșelăciune, cu privire la un bou, un măgar, o oaie, o haină sau un lucru pierdut despre care se va zice, uite-l, pricina amândurora părților să meargă până la Dumnezeu, acela pe care îl va osândi Dumnezeu trebuie să întoarcă îndoit aproape lui său. Deci, dacă înșelătorul era prins, se mergea pe recuperarea pierderii și tot aici scrie în versetul 16 ceva ce nu se poate recupera, ca și cazul cu vitele pierdute sau tranzacțiile nedrepte. 22:16. Dacă un om înșală pe o fată nelogodită și se culcă cu ea, îi va plăti zestrea și o va lua de nevastă. Era dată porunca aceasta pentru ca să nu se prolifereze violarea celor fără ajutor. Și dacă cineva era surprins și fata putea să dovedească asta,
Era obligat să întrețină fata, pentru că în Vechiul Testament avea o femeie însemna să o întreții, să-i asigur hrana, îmbrăcămintea și dreptul ei de soție, spune aici pe pagina din stânga 21:10. Să ne amintim de gabaoniți, Iosua capitolul 9. S-au prefăcut că vin de departe, cum știți, că vor să fie oameni buni și nu și-au dat seama căpeteniile lui Israel până după ce s-a semnat contractul. A fost un legământ, nu mai putea să se revină asupra lui. Ce au mai putut face? Știți ce au făcut? I-au condamnat să fie robi, să care apă, să lucreze cu tot ceea ce presupunea ajutorarea familiilor. Din ei s-au format mai târziu ceea ce întâlnim în textul biblic, robii lui Solomon. Rămăseseră puțin pentru că Saul în pornirea lui a vrut să-i ucidă, dar nu s-a putut. Dumnezeu a pedepsit Israelul cu 3 ani de foamete. S-a constatat prea târziu înșelăciunea și a trebuit să fie suportată. Și un text din 1 Corinteni 6 este mai cu detalii, pentru că se pot întâmpla între noi, să zic, se asociază doi. Unul aduce un aport de capital, altul va veni cu munca, știu eu ce partaje se fac, și pot fi nedreptăți sau în familie, cu împărțiri, cu moșteniri. 1 Corinteni 6, citim de la versetul 1. Cum? Când vreunul din voi are vreo înțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți, nu la sfinți? Citim de la versetul 6. Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați? Nu știți că cine drept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Deci cei ce înșeală, se înșeală și pe ei. Dar dacă apar astfel de neînțelegeri, recomandarea apostolului este să fie rezolvate între noi. Doar în ultimă instanță, Biblia nu interzice aceasta, se poate apela la lege, dar nu-i de dorit că cei credincioși care au o gândire duhovnicească, unde se poate apela și la pocăință și la iertare și la o îndreptare necesară a banilor, să meargă în tribunal. Nu-i de dorit. Observați, apostolul aici ia în calcul dacă am fost înșelați și suportăm înșelarea aceea. Dacă lucrurile s-au consumat, ce mai poți face? Se spune că un rabin evreu aduna bani pentru săraci și un hoț, pe motiv că vrea să schimbe o bagnotă cu ceva, alte bagnote sau monede mai mărunți, a pus mâna pe bani și a fugit. Și rabinul a strigat după el: nu mi-ai furat, ți las ție, ți donez. A fost șocat hoțul. Cum adică? Eu mă îngrozesc să fii judecat ca hoț, ca înșelător. Mai bine accept altă relație cu tine. Poate pare curioasă astfel de atitudine, dar sunt credincioși care, decât să porți urță pe ură pe cineva, poate pentru ceva ce poți să suporți, să mergi în tribunal, mai bine lași, suporți paguba. Și este o patra situație de înșelare, când nu afli niciodată în viața asta că ai fost înșelat. Să ne amintim de Urie. A fost înșelat de David. I-a dat să mănânce cu scopul să-și ascundă fapta. 2 Samuel 11. A doua zi l-a înșelat din nou. Urie nu și-a dat seama. A rămas soldat credincios. L-a trimis, știți cum este întrebarea aceea, cine i-a dus moartea în plic? A scris David o notă lui Ioab. Și-l trimit pe Urie, el e poștașul, pune-l în locul cel mai critic, să moară. N-a aflat Urie, până a murit. După înviere nu-l mai interesează. Ei, înșelătorul a plătit. Deci sunt situații în care în avans mai putem să oprim o înșelăciune, dacă e pe parcurs încercăm, dacă e după aceea poate mai putem recupera ceva, dar sunt situații în care nici nu știm și poate că uneori e bine să nu știm.
Poate nu ne-am putea comporta ca atare. O a treia referire la a fi înșelat, și aici trebuie să fim foarte atenți. În domeniul religios trebuie să veghem pentru a nu fi înșelați niciodată. În plan religios, Dumnezeu nu îngăduie să fim înșelați numai din vina noastră. Ispite vor fi, doar Domnul îngăduie pe cei ce înșală în plan religios. Dar aici nu ne putem scuza spunând, a, suport eu paguba. Spiritual nu se poate suporta o asemenea pagubă. Este viața, viața veșnică. Să citim spusele Domnului din Matei 24. Și să nu uităm că aceste referințe sunt pe rol în permanență și în ultima generație sunt cu atât mai evidente. Matei 24, citim versetele 4 și 5. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Dacă te băgubește cineva de 1000 de euro, încerci să-i recuperezi, dacă nu mi-a recuperezi, îți dă Dumnezeu pe altă parte. Dar dacă te-a înșelat religios, asta sufletul valorează mai mult decât toată lumea. Fiindcă vor veni mulți numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Versetul 11, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. 24, că se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Rețineți finalul versetului, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Adică nu îngăduie Dumnezeu un credincios să fie înșelat, numai dacă el este lacom, are anumite înclinații păcătoase și păcatul înșeală. Dar ispitele nu sunt peste puteri. Așadar să fim atenți, iată ce citim în aceeași idee și din Romani, capitolul 16, versetul 18, și sunt mai multe versete de genul acesta, nu mă voi opri la toate, 16 cu 18, hai și 17 să înțelegem contextul. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o, depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecului lor, și prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșeală inimile celor lesne crezători. Mai adăugăm și Efeseni 5, versetul 6. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, promisiuni nefondate biblic, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Oameni care, așa cum scrie și în Petru, promit mântuirea în orice condiții, înșeală. Și încă un text mai puternic, 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 10, apostolul scrie lui Timotei, tu ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigoniri, suferințe. Și atenție, versetul 13, să facă diferență. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Deci dacă e vorba de a crede pe cineva, trebuie să fim atenți ce spune, ba mai mult să-l urmărim să vedem dacă el trăiește, dacă e omul lui Dumnezeu. Să nu ne grăbim să credem pe oricine, orice învățător, orice carte, orice proroc și în urmă să fie o înșelăciune, credem și ne abatem inima de la Domnul, pentru că diavolul este descris în Apocalipsa 12 cu versetul 9 ca și stăpânitorul înșelăciunii, 12 cu 9, și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, șarpele poartă în sine ideea de seducție, de înșelare, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume și aruncat aici. Din cer a fost expulzat după războiul de aici și pe pământ este furios să înșele și va folosi miracole ca să înșele și vai de cei ce vor fi înșelați. Asta până când scrie în Apocalipsa 20, versetul 10, o bine va fi după aceea. Și diavolul care înșela
a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiarăși prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Iată și două exemple. Iosif, fiul lui Iacov, Geneza 37 și Geneza 39, prezintă două evenimente în care el a fost înșelat. S-a dus la frații săi să le ducă mâncare. Nu se gândea el la ce se va întâmpla. A fost vândut. Geneza 39, a intrat în casa lui Potifar. A lucrat, nu ca pentru sine, ca pentru Dumnezeu a lucrat pentru Potifar. Și soția acestuia a vrut să-l înșele și a înșelat bărbatul și apoi bărbatul l-a condamnat la închisoare. Ce putea să facă Iosif? Să se răzvrătească? Să se răzbune? V-am spus, sunt situații în care suntem înșelați și uneori se mai poate face ceva, alteori trebuie să suporți până când Dumnezeu te va ajuta să te ridici, să-ți revii. Da? Iată alt caz ce vă întreb, putea fi evitat? 2 Samuel 13. Ne dorim să fie evitate astfel de situații. Un tânăr, Amnon, fiul lui David, întâiul născut, cu drept la tron, a fost apucat de o poftă nebună după sora lui, de tată, Tamar. A vorbit cu Ionadab, fiul lui Shimea, vărul lui primar, s-a montat o scenă să se facă bolnav, să vină tata să-l viziteze, să ceară să vină Tamar și, cum știți, a dat pe toată lumea afară și când au rămas singuri, a violat-o. Ce înșelăciune! A plătit pentru asta. 2 ani mai târziu a fost omorât de fratele drept al Tamarei. Dar nu și-a dat seama fata. Nu și-a dat seama tată său. Să fim atenți. V-am spus, sunt situații în care putem să evităm înșelăciunea. Dacă un băiat vine și duce o fată prin pădure, se spune că vrea să-i dea acolo un buchet de flori, să se ducă, nici dacă vrea să întăbuleze pe ea pădurea. Pentru că înșelăciunea poate să fie mare. Dumnezeu să ne păzească. Să trecem la partea a doua a lecției, ce înseamnă a fi înșelător. Sunt stări de înșelăciune pe care unii le fac în mod conștient și trebuie să admitem că nu toate sunt premeditate, există și situații involuntare, inconștiente. Când, de exemplu, vinzi ceva și tu nu ți-ai dat seama că e o problemă, să zic, cu acel pământ, dar sunt situații în care știi, cunosc un caz care privea pe cineva de aici, a cumpărat un teren pe care nu se poate construi o casă. Și vânzătorul a înșelat pe mai mulți. Dar să vă dau un caz de înșelare inconștient. Geneza 21. Citim de la versetul 22. Pe vremea aceea, Abimelec, însoțit de Picol, căpetenia oștirii lui, a vorbit astfel lui Avram: Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. Jură-mă aici pe numele lui Dumnezeu că nu mă vei înșela niciodată, nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoții mei, și că vei avea față de mine și față de țara în care locuiești ca străin aceeași bunăvoință pe care o am eu față de tine. Avram a zis jur. Nu se tea în caracterul lui Avram să înșele. Așa că a putut repede să se angajeze. Dar Avram a băgat de vină lui Abimelec pentru o fântână de apă pe care o pusese rămâna cu sila robii lui Abimelec. Abimelec a răspuns: nu știu cine a făcut lucrul acesta, nici tu nu mi-ai dat de știre și nici eu nu aflu decât azi. Deci Abimelec nu era vinovat. Cum știți, și în capitolul 20,
El s-a trezit cu Sara în casa lui, fără să știe adevărul. Și pentru că a fost curat, a înșelat fără să-și dea seama, Dumnezeu l-a ferit în ambele cazuri ca să rămână mai departe în starea de păcat. Însă nu în aceeași situație îl putem pune pe Laban. Ce, Laban a luat așa din întâmplare pe Lea și a dat-o în locul lui Rahela? Nici vorbă. Da, când i-a schimbat simbria de atâtea ori, scrie în capitolul 31, versetul 7, și tatăl vostru m-a înșelat, de 10 ori mi-a schimbat simbria. Asta a fost premeditat. Numai că, scrie aici în continuare, Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească, spunea Iacov nevestelor sale. Citim și din cartea Osea, capitolul 12, tot pentru a vedea înșelătorie și să nădăjduim că nu vom fi printre cei ce înșală în mod conștient. 12:1, lui Efraim îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit, zilnic mărește minciuna și înșelătoria. Versetul 7, Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă, îi place să înșele. Și la piață sunt atâtea tipuri de înșelări sau alte tranzacții, în general în tot ceea ce ține de economie și politică și așa mai departe. Și Efraim zice, cu adevărat, m-am îmbogățit, am făcut avere și în toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat. Sunt situații în care diavolul le pune în minte ceva de genul, nu e nicio vinovăție asta. Ce au în minte oare cei ce înșeală? Este asta o ispită oricum, înșelăciunea bogăților, cum spune în Marcu 4:19. Eu cred că sunt unii care conștientizează la un moment dat și cel puțin în parte vor să repare daunele. Amintiți-vă de Zacheu. Zic că dacă năpăstui, dacă ne dreptății pe cineva, dă înapoi. Existau reglementări în lege. Nu mai citesc în detalii, Levitic capitolul 5, Levitic capitolul 6. Se obișnuia să se dea înapoi cu dobândă de 20%. Adică omul să își plătească vinovăția. Asta e partea bună, când cineva nu mai vrea să înșele și vrea să repare daunele. Dar sunt situații în care înșelătorii tergiversează plățile sau chiar continuă cu îndărgire în înșelăciune. Amintiți-vă de Faraon. Spunea la evrei că le dă drumul, când ajungea iar la bine, nu le mai dădea drumul. Astfel de lucruri sunt foarte vinovate înaintea Domnului, așa cum vă citesc din cartea Proverbele, capitolul 11, versetul 1. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă este plăcută. Versetul 18. 11:18. Cel rău dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. 20:14, tot Proverbe. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând, se fericește. Adică făcut o afacere bună, l-a înșelat pe vânzător, spune, l-am luat așa de mila ta. Și când colo, o înșelăciune. Da? Eu am cunoscut un astfel de caz în zona noastră, era un om care achiziona animal de vite la contractele, care știți că erau obligatorii pe vremea comunistă. Înșela la cântar cu 20-30 de kilograme. Dar înainte îi spunea omului, auzi, îți pun de la mine 10 kilograme, cât îmi dai? Că de regulă omul făcea, de exemplu, taurul să aibă numai puțin peste 400, că atunci intra la altă categorie. Cu ce înșelai rămânea sub 400 și atunci el spunea, ți-l trec eu peste 4, dar îmi dai atâta, nu? Și înșela pe oameni sarmanul de 2 ori. Nu a avut un sfârșit bun. Și un ultim aspect aici, există oameni care vor să-L înșele și pe Dumnezeu. Adică oameni care cred că printr-o slujbă au rezolvat problema. Sau
pot să fie farisei în rugăciune care să spună, Doamne, Tu știi? Da, știe Dumnezeu. Asta e problema. Sau care să se scuze atunci când nu dau partea Domnului, cum scrie în cartea Maleahii, capitolul 3, versetele 8 și 9. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Și tot în aceeași idee, dar în plan spiritual, înșelările lui Dumnezeu, 1 cu 14, nu! Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juriește și jerfește Domnului o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, ce Domnul oștirilor și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Că atunci jerfele erau, slujba era și prin jerfe aduse cu diferite ocazii înaintea Domnului. Și omul știa că trebuie să dea, de exemplu, un vițel și dădea unul care... Și așa nu pot să-l pun la joc. L-am rezolvat și pe Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi înșelat. De aceea scrie foarte clar în Galateni, capitolul 6, versetul 7. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va fi secera. Iată și două exemple. Să ne amintim de fuga lui David înaintea lui Absalom. Țiba, slujitorul lui Mefiboset, s-a dus repede după împărat cu ceva daruri, spune 2 împărați, capitolul 16, și David întreabă, da, unde-i stăpânul tău, ologul Mefiboset? O, zice, de data asta s-a dat cu opoziția. Acum zice că îi revine tronul. Și David mușcă și zice, atunci să-ți rămână ție averea. Se întoarce David înapoi, se întâlnește cu Mefiboset și zice, de ce n-ai venit? Am vrut să vin, dar știi că sunt olog și robul meu m-a înșelat. Nu mai știa David cum s-o scoat, că îi promisese și la celălalt. Și a zis, în final, scrie în capitolul 19, versetul 24, împărțiți pământurile. Deci iată, așa la pripeală putem să fim înșelați, credem pe primul venit și când colo nu este așa. Și alt exemplu este, de fapt, o stare care se instalase în Israel, în mod deosebit în regatul din Orda, din nefericire, și în Iuda. O stare generală de practicare a înșelăciunii economice și spirituale. Sunt mai multe versete în Ieremia, vă citesc doar unul, 6 cu 13. Se înșela la greu. Căci de la cel mic până la cel mare, toți sunt lacom de câștig, de la proroc până la preot, toți înșală. Nu e o înșelăciune când preotul cere niște bani să catapulteze o murai. Mare înșelăciune, mai mare decât cea economică. Și sunt atâtea versete care arată că ce se generalizase practica asta înșelătoriei. Fie la piață, fie la templu. Iată ce citim din Ezechiel, capitolul 13, de la versetul 6. Vedenilor sunt înșelătoare și prorocilor sunt mincinoase. Amintiți-vă că profețeau, nu va fi distrus templu, se întorc robi înapoi în țară. De fapt, ce făceau? Scrie aici de la versetul 18. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, vai de cele ce cos perinuțe pentru subțiori și fac mărame pentru capetele oamenilor de orice mărime ca să prindă suflete. Versetul 19. Voi mă necinstiți înaintea poporului meu pentru câțiva pumni de or și câțiva bucăți de pâine, ucizând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelând astfel poporul meu care ascultă minciunile voastre. Dacă era vreunul ca Ieremia care spunea adevărul, voiau să-l linșeze. Dar prorocilor care proroceau pe bani și pe fiecare îl lăudau, aceia aveau mare trecere. Domnul să ne păzească de astfel de stări. Să încheiem cu două afirmații
potrivit cu cele două aspecte, a fi înșelat și respectiv a înșela. Să avem fiecare dintre noi un angajament ferm de a nu practica înșelăciunea sub nici o formă. Dar să admitem posibilitatea că Dumnezeu poate îngădui să fim înșelați. Material, spiritual, niciodată. Iov, în cartea sa, în capitolul 31, face câteva referiri concrete la faptul că, deși a fost puternic în țară, nu și-a permis niciodată să înșele. Și Dumnezeu l-a apreciat asta. 31 cu versetul 4. N-a cunoscut Dumnezeu căile mele? Nu mi-a numărat El toți pașii mei? Dacă am umblat cu minciuna, de mi-a alergat piciorul după înșelăciune, să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană și îmi va vedea neprihănirea. Și în versetele următoare dă exemple. Că n-a înșelat pe rob, n-a înșelat pe nimeni din cei care a intrat în diverse relații economice sau de altă natură. Să citim și scriem Psalmul 101, este un angajament pentru familiile noastre. 101 cu versetul 7. Cel ce se dede la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Deci, conștienți că este un păcat grav, să ne dezicem totalmente de el. Și să admitem că uneori vom fi înșelați. Se spune că un frate s-a întors acasă și a constatat că fusese furat. Și a făcut următoarea rugăciune. Doamne, îți mulțumesc că eu n-am furat niciodată. Ar fi fost mai grav, dacă eu aș fi furat. Apoi a continuat să spună, Doamne, îți mulțumesc că n-ai îngăduit să fure mult. Cealaltă afirmație, să știm că înșelăciunea este o practică a celor ce nu cunosc pe Dumnezeu. Nu se poate ca un om care îl cunoaște pe Dumnezeu să practice vreo formă de înșelăciune. Dumnezeu, în timp, în finala judecata viitoare, va îndrepta toate lucrurile. Dar pentru un timp, cum îngăduie și pe alți păcătoși, în alte domenii, poate îngădui înșelăciunea. Iată ce vă citesc din 1 Cronici 12 cu 17 și 18. Spuneam că cine cunoaște pe Dumnezeu nu poate să înșele. 1 Cronici 12 cu 17. David le-a ieșit înainte, e vorba de niște soldați care au venit la el și știți că era război civil în țară și puteau să fie dușmani. Și le-a vorbit astfel, dacă veniți la mine cu gânduri bune, ca să mă ajutați, inima mea se va uni cu voi. Dar dacă veniți să mă înșelați în folosul vrăjmașilor mei, când nu vă fac nicio sălnicie, Dumnezeu părinților mei să vadă și să judece. Amasai, unul din căpetanii de seamă, a fost apucat de Duhul și a zis, suntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai. Deci, prin Duhul nu poți să fii decât sincer, curat. Și încă un citat din Mica, capitolul 6, pentru a rămâne liniștiți că Dumnezeu se ocupă el de înșelători, noi doar să nu fim printre ei. Și să rugăm să ne păzească, să fim și noi atenți, ca în primul rând spiritual să nu fim înșelați niciodată. Mica 6, citim de la versetul 9. Glasul Domnului strigă cetății și omul înțelept se teme de numele tău, ascultați pedeapsa și pe cel ce o trimite. Mai sunt în casa celui rău comornile juite și blestemata e fămică? Mântățile măsură care înșelau. Pot eu socoti curat pe cel ce are o cumpăn nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? Pentru că bogații lui sunt plini de sălnicie, locuitorul lui spun minciuni și limba lor le este numai înșelătorie în gura lor, de aceea și eu te voi lovi cu suferință, te voi pustii pentru păcatele tale. Pentru că toate lucrurile câștigate pe nedrept nu folosesc, duc la moarte, nu aduc împlinire și fericire. Bunul Dumnezeu să ne ajute să fim curați, să fim treji și să-i fim plăcuți în orice lucru bun, cum spune Scriptura. Amin.